până în platoul nostru este Chef Salvo. Să ne gătească ceva bun bunuț bună, și astăzi. Bună, bună, la mulți ani tot Petru e Paul și azi și la Roma e sărbătoare mare pentru că e Pietro e Paolo. Aha. Pentru că la Vatican se numește San Pietro, nu? Corect. Și foarte multe chestii se asemenă cu România și Italia și tine te dor foarte mult de la Roma. Da, atunci azi dor, eu da. Sunt delegatul de la Roma se petrece. Ce le faci bună astăzi, Chef Salvo? Afară e canicula. Da. Atunci da. M-am gândit la niște rețete rece ca se potrivește cu vremea că avem afară. Azi începem cu o mozzarella caprese. De ce se numește caprese? De multe ori noi mâncam niște chestii. Dice mozzarella caprese, bună mozzarella. Mozzarella caprese a născut în Capri. Am crezut că de capră. Crede-mi, am fost așa acum cu foarte mult ani. Am mers regele din Egipt. Nu mă amintesc nume, știu că era regele din Egipt. Am vrut să mănâncă foarte repede. Acolo un bucătar pe vremuri îi face roșii, mozzarella și busuioc. Dice, mă, cum se numește? Caprese, că am levat nume de la capri. E de asta, acum e o farfuria cunoscută în toată lumea, foarte famosă. După facem un mille foie de piept de pui cu sparanghel și cu un sos de branță. Atunci ce facem? Prăjim piept de pui cu făină și cu unt și facem foarte multe straturi. Piept de pui, sparanghel, piept de pui, sparanghel. Serios? Piept de pui și sparanghel. Exact și deasupra lo închidem cu o cremă de branță, că la facem doar cu gorgonzola, unt și crema vegetale. După, la sfârșit... Mama, zi, pe doar ce mă bucur azi, la sfârșit, că prietena mea Adela e cu dieta de asta strictă, da. Facem o înghețată live de pepene. Înghețată de pepene? Și înfățăm și acasă. Foarte simplu, la facem aici, în platou. În 30 de secunde facem o înghețată, tăiam pepene live, lo băgam în blender, cu zahăr pudra, un pic de gheață că acum l-o pregătim și înghețată de pepene. Așa că canicula nu ne deranjez. Chef Salvo, cum e sparanghelul ăsta? A fost ținut undeva? Asta e un sparanghel în apă. Hidratat, cum ar veni, da, e hidratat în apă, nu are sare, nu are nimic, nu are condiment, doar apă și cu un pic de zahăr, foarte puțin zahăr. De ce? Noi nu-l cocem deloc. Atunci noi cocem piept de pui, cocem sos de branză, ma sparanghelul o lăsăm așa, natural. Ok. Da, da. Mie mi se pare că Chef Salvo are multă treabă și ar trebui să se foarte apuce. Mult. Eu aici în bucătărie am senzația că ne pregătim pentru o competiție internațională de gastronomie. Chef Salvo a pregătit deja două dintre cele trei preparate de azi. Nu, doar unul. Dar asta e gata? Asta e gata. Asta trebuie că l-o completăm cu crema de branză, că se pune caldă, cum l-am pus aici. E la bagnomaria. Mamă, cum arată crema asta de brânză. Hai să le spunem oamenilor ce am făcut. Atunci, am făcut caprese, salata caprese, am tăiat, asta e foarte simplă, e o manifestație internațională, ma simplă. Am tăiat roșii, am tăiat mozzarella, i-am dat un gust cu sare, piper și ulei. După am închis toată farfuria cu buzuioc normal și asta e un buzuioc de microserra che miroase foarte bine, tu che hai un olfatto forte. De când l-ai tăiat l-am simțit. Dacă îl vedeați pe Salvo cum taie. Chef Salvo, no, cum ți-ai dat seama asta, care se simțe foarte dezvoltat? Ai văzut care nasul mare, nu? Da, păi de asta de la nasă. De la nasă. De cum stau așa din profil. Azi dimineața când am intrat m-a spus, șef, ai parfuma asta. Dic, bravo, a văzut, a simțit de la intrare pe stradă, da. E tipul asta, da, cațel de trufe. Știi ce e important, Chef Salvo? Că își vede lungul nasului. Mie asta mi se pare important la el. Da, de acord. Eu am descoperit șurubel că e un DJ foarte smaker. A dansat jumătate de București acolo. Pe muzichia lui. Mulțumesc, cum arată. Și foarte important, când noi tăiam frunze asta, e foarte important și de acasă, că nu punem mane pe frunză, pentru că sunt foarte delicate și pierde mirosul. Atunci, de multe ori, noi le tăiam foarte delicate și cu o pensetă le punem în farfurie. Așa pare că este un șef Michelin, ai înțeles? Așa lucrează ca un chirurg. Punem și un pic de coriandru. Așa, farfurie terminată, ma le arătam după
tot împreună. Da, pe turnulețe astăzi. Ultima rețetă facem live înghețată de pepene. Doamne, sunt foarte curioasă. M-a cerut asta Adela. Și pentru copil, da. Așa facem înghețată de pepene. Șef Salva, la înghețată nu punem crema de brânză, nu cu pepene. Crema de brânză la punem după pe milfoa de piept de pui cu sparanghel. Așa face. Deja farfuria e montată, ma la completam la ultima secundă. Exact. Mergem în bucătărie unde Șef Salva se pregătește să ne facă înghețată de pepene. Azi am văzut niște chestii. Da. Păi ține ochii, ok aici. Niciodată în viața mea și s-a demontat și înghețată de pepene. Auzi, Șef Salva, care vedea. Se pare mai roșu? Pieptul lui Șuru sau pepenul ăsta? No, piept de la Șurubel, neapărat. Și s-a speriat și pepene. S-a îngalbenit. După... Sono un italiano. Comunque, noi italiani avem mai mult paru, să știi aici. Exact. Exact. Dăm drumul la înghețată de pepene. Cum că atunci am tăiat pepene. L-am blendat prima dată singur pepene, i-am pus un pic de zahăr pudra, acum l-o blendam cu gheata. Și e live, atunci trebuie că... Deci îl zguduim un pic ca să da, prindem. Da, 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 da. Am așa. Cred, avem consistența perfectă. Și se... sunt chestii că poi să le faci acasă. Așa. Deci, da, ca și pieptul lui șurubel, blenderul funcționează ocazional. Da, da. Da, uite-l. No, no, blenderul funcționează bine, doar că... E foarte multă gheață, trebuie, și nu, nu trebuie că tu l-o blendezi foarte mult, că se nu devine apă, pierde consistența din înghețată. Ma. E gata. Ah, ok. E gata. Sâmburi se fac mici, n-ai te e gata, acum vezi că de acasă se vede foarte mișto. Un secund că vin cu tot. Ia să vedem. Începe magia. Ia. Magia e asta, că noi am obținut, nici nu e completată rețeta, mai vezi? Acum avem înghețata cu consistența perfectă și culoare, vezi? Da. Așa. Asta, prima înghețată, că e experimentală pentru șurubel, că are căldură mare. După da, ce să se răcorească puțin. Șurubel, te rog, că după altra la facem mai mișto pentru acasă. Fa caldo. Ia da, Antonio, pentru tine fa mult caldo. E bun! Le fac și copiilor. E normal, e o rețetă acasă, se cântă copil, mama, vrei înghețată, n-a rămas un pic de pepene în frigider, l-am stricat, foarte important, e ca jumătate de kilo de pepene, trei lingure de zahăr pudră, asta e pentru că pepene are foarte multă apă, are zahăr în el, ma nu e un zahăr că e frumos, o bun pentru copil, atunci adăugăm în plus. Acum, rețeta că facem de acasă, la completăm cu smântan, cu frisca. Ah. Asta vreau să facem... ceva lactate punem da, și da, noi punem aici. Și lactate, la prezentăm foarte bine, ma mai târziu că exact. Am un pic de lucru. Gata, păi te lăsăm la bancul de lucru să o facem puțin cremoasă, așa. Da, așa este. A la trei ani ajunge și ziua că ieșite de spart după pilarea asta. Doamne ferește, nu, că eu cred că nu știa cum să-ți spune, a vrut, dar... Eu cred că e fericită, pentru că efectiv am fost trei fire. Da, exact, nu știa că le-ai acolo. Deci sunt acum. Păi are, avea, atenție, avea cât un fir pentru fiecare an de căsnicie, de până acum. Bine, bine. În desert avem oazi. Acolo era un oazi de par în tot corpul. Am terminat. Super. Salata caprese pentru Pavel Bartos și săracul la Odeon, trebuie că îi trimitem ceva. Caprese de obicei e un aperitiv, atunci se mănâncă înainte. Am pus pe ordine. După am făcut fel principal, milfoa de piept de pui, înainte l-am văzut piept de pui, sparanghel, după l-am închis cu crema asta de brânză. Terminam cu un desert de vară, că o înghețată de pepene, unde deasupra l-am închis cu un pic frisca? De frisca, fara zahăr, pentru că l-am pus tot la pepene, și un pic de mentă. Vă rog frumos. Întrebarea mea e, cum se mănâncă felul acesta? Da, adică se taie pur și simplu, e normal, așa. Deci, ia să vedem. Deci hai să vedem cam cum... Vreau să vedem și secțiunea. E foarte hai să tai în mod normal, nu taie de unde acolo. Vrei, mai e foarte molle. Important e că mănâncă crema, pui și sparanghel. Ia. Ah, credeam că am tăiat în secțiune, da, așa. Da, nu e problema. Nu e problema. Vedi cum te rămane tot strate de... Aha, și se mănâncă așa. Așa.
și cu puțină cremă. Eu am luat Hai că ai luat puțină, așa, bravo, ai luat să guști. A luat atât de la să guste. Și cum și sănătos, că până la urmă ai carne cu legume, nu? E carne cu legume, asta nu-i îngrașa, e doar sănătoasă. Păi cum? Și șurubel de gust un pic de caprese. De caprese, înaltă, nu l-am prezentat așa. Și toate astea cu gândul la Pavel Bartoș. Doar da. Cu Pavel Bartoș. Și eu la soție. Că e ziua de nume. Ziua de nume. Se mănâncă și vede. Atunci, spunem Paolo Bartoș. Că e Paolo Bartoș. E Pavelino. Îl rebranduim, cum s-ar spune. Paolo. Chef Salvo, minunat. Minunat, îți mulțumim foarte mult. De obicei mă bucur fiecare miercuri că e terminat tot în farfurie. Da, stai liniștit, nu-ți face nicio grijă. Mi place, sunteți cliente foarte bună. Când un client termină tot în farfurie, e satisfacțiune bucătarului. Și e cea mai mare bucurie a bucătarului, da, așa? Da, da, se umflă pieptul în mine. Acum, eu cred că mai târziu te se umflă foarte mult, să știi, după extracțiune că a făcut. Mulțumim frumos, Chef Salvo! Mulțumim mult, Chef Salvo! Zi bună, ne vedem miercurea viitoare!